E bestie. Salutare, prieteni. Sunt atașat de un păstrăv de peste 2 kg. Wow, cât e de mare. Nu-l forțez pentru că l-am luat la un wobbler foarte mic. Ia, cum se aude? A? Ma. Nu. Nu cred, mi se răsucește minciogul. L-am băgat în minciog și s-a răsucit minciogul. Mamă, cum trage. E superb. Bă, și l-am avut în minciog. N-are loc pe gura de la minciog. L-am luat la un Haira de la mic. Hai că acum am ajuns cu el pe apă mică. Sper să nu se agățe de creci, pacică. Sunt o grămadă de creci. Nu vrea să vină în apă mică, nu cred. Mamă, și n-am camerele de filmat. Am apucat cu telefonul. Mamă, ce plonjeu a făcut, nu cred, a sărit un metru în sus. No, va fi complicat. Sper să nu scape, oricum are 3-4 kg lejer. Asta e, fac vlog și cu telefonul. N-am ce să vă fac. Deci m-a adus, cred că 100 de metri. Bate și vântul. Mamă, ce frumos e. Mai arăt. Ah, trebuie să mulinez așa. Îl am pus sub barca.
mai mulinăm. Deci apa aici unde m-a dus are un metru. Asta e un bătrân. Scuze, am închis din greșeală. Asta e. Am răbdare. El are putere. Facem echipă bună. Când ajunge mai lângă barcă, vi-l mai arăt odată. A, uitați, prieteni, ce păstră mare. S-a obosit ușor, ușor, dar aștept să iasă la suprafață. Băi, și l-am avut odată în mincioc, deci nu cred. Ce exemplar. Ce zici, nu cred, nu obosește. Gata. Cred că e pe ultima sută. Hai, prietene, vină la mincioc. Aici se fac cele mai mari greșeli. Când nu ai răbdare și crezi că e gata și el de fapt mai are ultima răsuflare. Ha, a văzut minciogul, nu cred. Ah, a fost pus sub barcă și n-am putut să-i bag minciogul. Era cu gura îndreptată în exterior. Bă, deci nu cred, l-am la picioare. Hai, că încerc. A ieșit din mincioc iară. Deci a doua oară când îmi iese din mincioc. Și are voblerul pe exterior, nu? Hai mă, vină la mijloc. Gata. Gata, prietene, i-a scăpat și voblerul. Ah, nu cred, câta peștele. Bă, acolo, bă, câta monstru. Hai că dacă tot v-am ținut, să vă arăt ce mod. Ia uite, frate. Cred că are 5-6 kg. Ușor, ușor, ușor. Ușor, prieten. Hai, v-am salutat.